Clădirea din patrimoniu a Palatului Culturii a suferit astfel de daune deoarece sunt 97 de ani de când a fost construit palatul. Din fericire, evenimentul neplăcut nu s-a soldat cu victime, fiind vorba doar de daunele provocate clădirii. Se pare că grifonii de la Palatul Culturii Teodor Costescu au fost primele victime ale timpului. Reprezentanții teatrului afirmă că în perioada următoare, după ce se va consulta cu cei de la Direcția pentru Cultura Ministerului Culturii, precum și cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cu asiguratorii, dar și cu factorii decizionali de la nivelul primăriei, vor putea lua o decizie. Intenționăm pentru securitatea publică, pentru siguranța publică, să intervenim asupra acestor elemente de decor, grifonii și lira, și dacă se va constata că sunt fisurați, că sunt probleme, se pare că sunt, îi vom coborâ. După aceea vom merge la Ministerul Culturii, la Comisia de For Public, pentru monumentele care sunt în spații publice, cu arhitecții și oameni de specialitate. Vom stabili modalitatea prin care aceste figuri simbolice, și nu numai pentru teatru, dar și pentru Severin, vor fi reconstruiți, reconfigurați și în scurt timp vor fi reașezați pe clădire. Forma prin care vor fi reconstruiți grifonii vor stabili specialiștii de la Ministerul Culturii din lumea artelor plastice, dar și oficialitățile locale. Interesul autorităților este acela ca perimetrul să fie sigur în momentul în care vor avea loc spectacole. Asta înseamnă că cei doi vor trebui coborâți. Evenimentul este unul neplăcut, însă reprezentanții promit că strălucirea și demnitatea clădirii va fi din nou redată.